Numărul profesorilor din școlile din țară este din ce în ce mai mic. Potrivit Ministerului Educației, în prezent deficitul este de peste 2000 de cadre didactice. Cu o soluție vine deputatul PAS Vladimir Bolea. El a înregistrat un proiect de lege prin care propune ca tuturor absolvenților instituțiilor cu profil pedagogic care acceptă un loc de muncă, în special în școlile din mediul rural, să le fie oferite timp de 3 ani indemnizații de 120.000 de lei. În prezent, de acest sprijin beneficiază doar cei care au învățat pe locuri finanțate de la bugetul de stat. Potrivit notei informative a proiectului de lege, datele colectate de la structurile locale de specialitate din domeniul educației în 2017, în instituțiile de învățământ general au fost 1875 de posturi didactice vacante. În 2018 au fost 2032, iar anul trecut 2174. Deputatul PAS susține că, în prezent, numărul absolvenților repartizați în școlile din țară este prea mic. În anul 2019 au absolvit 1495, dintre care 814 la buget, de specialiști în domeniul educației, licență și master, dintre care au fost repartizați în instituțiile de învățământ și au primit indemnizații doar 292 de cadre didactice. Respectiv, 1203 tineri specialiști au rămas defavorizați. Ministerul Educației a elaborat un proiect de hotărâre în acest sens acum câteva luni. Potrivit estimărilor ministerului, modificările propuse vor permite repartizarea anuală a aproximativ 100 de specialiști. Această hotărâre urmează să fie aprobată în cel mai scurt termen. Pentru anul 2020, banii sau suma suplimentară ar constitui în jur de 400 de mii. Ministerul a identificat aceste resurse, modificare a codului educației, care consună cu inițiativele și activitățile concrete care le implementează ministerul. Deciziile finale privind aprobarea celor două inițiative care ar rezolva problema lipsei cadrelor didactice în școli vor fi luate de guvern și parlament. În prezent, în sistemul de învățământ general sunt 28.000 de profesori. Salariul mediu în domeniu este de 7.000 de lei.